Bună ziua, dragii mei telespectatori, Casa Iubirii! Bine ne-am reîntâlnit, astăzi voi face rezumatul zilei de ieri, dar nu înainte de a vă mulțumi pentru vizionarea vlogului și pentru distribuirea lui, în mod special Dan Keeper, Maia Golovin, Florica Perca, Duță Nicoleta, Doina Roșca, Emilie Isate, Petru Achim, Ghiță Ghiță, Dea, Maria Mirabela, Maia Maria, Maria Braică, George Ombre, Mihaela Costel. Înainte de a începe rezumatul zilei de ieri, vreau să vă mulțumesc celor care ați fost aseară pe live cu mine, chiar dacă m-ați enervat, dar sper la un moment dat să vă dați seama că deja nu mai este glumă. Deja este foarte, foarte grav și fac apel către toți telespectatorii și către familia America. Să fiți un pic mai atenți ceea ce se întâmplă acum în casă. Vă dau cuvântul meu de onoare că mă sperie foarte tare. Și fac apel și către staff. Să nu mai permită ceea ce am constatat de atâta timp. De o săptămână, două săptămâni și ceva. În toată istoria, puterea dragostei și în Casa Iubirii, nu a existat bărbat să terorizeze femeile. Femeile care nu-l acceptă. Femeile care îl acceptă sunt șervețelele lui. Le ia, le lasă, le umilește, după care iar le ia. Și acesta este robiță. Este inadmisibil să acceptăm în societate și să fie promovat pe TV un astfel de băiețel cu mustață și fustiță care se consideră bărbat. Dar, exact cum am spus de prima dată, ăsta nu e nici bombardier și nici băiat după blocuri. A reușit să-l strice pe Patrick și să-l facă pe Patrick să devină obraznic la fel ca el, tupeist la fel ca el, ceea ce nu este de recomandat și de lăudat, a reușit oarecum să-l ia și pe Cosmin sub aripa lui și să înceapă și Cosmin să vorbească prost și să nu mai vadă realitatea și din acest motiv mă îngrijorez. Vedem un singur lucru, să o luăm cu începutul. Vedem începutul emisiunii, Roberta terminată psihic. În momentul când am văzut-o pe Roberta, instantaneu mi-am adus aminte de Aleina. Și o să am o rugăminte pentru cei care se ocupă de această emisiune cu prim postări și filmulețe și editări filmulețe, să găsiți perioada, eu dacă am timp voi găsi și voi posta eu. Dar nu cred că am timpul necesar. Așa că fac apel către dumneavoastră, cei care aveți mai mult timp la dispoziție, să găsiți perioada când Robiță o teroriza pe Aleina, Aleina având doi iubiți în momentul ăla în casă, unul în casă și altul afară, și anume Mustață și Marius, și cine o trăgea la răspundere? Robiță. Robiță râdea de ea, Robiță o provoca din priviri și o amenința din priviri pe Aleina. O amenința la ce mod? Dacă nu te potolești, te termin. Să nu uităm că această Virginica e de o falsitate rar întâlnită. O femeie foarte parșivă care s-a folosit de Aleina și ea este cea care l-a dat în gât pe Robiță, că au fost împreună, dar după nu a mai vrut să recunoască, a dat-o că prietenul, că puii mei. Dar filmulețul pe care l-a trimis în seara aia, că este Robiță și cu Marius jos la hotel, te-a dat de gol. Unde n-am vrut eu să scot în evidență că am spus, măi, nu se poate, mergeți
Două cupluri, dacă una este mai tăntăloaică și spune de ce trebuie să vă dați voi în gât. Dar acum, ceea ce văd cu Roberta, că face robiță și tu, Virginico, sârmă în gură, este același lucru. Voi acum o terorizați pe Roberta că l-a refuzat pe Robiță. Și că Robiță nu a putut să facă din Roberta șervețele cum a făcut din tine Virginico și din Giulita. Vă aruncă când are el chef, vă ia în brațe când are el chef. În schimb, Roberta și Aleina nu au acceptat. Robița a aruncat-o pe Aleina și a dat-o lui Ștefan, după care a văzut-o că arată bine la corp. Ar fi vrut-o înapoi. Între timp, Aleina n-a mai vrut-o. Nu l-a mai vrut. Că a văzut ce caracter infectare. Cu Roberta la fel. Roberta l-a plăcut pe Robiță. Dar în momentul când i-a văzut caracterul infect de la care bagă fetele pe treabă, i-a fost scârbă de el. Și atunci ce face? Că e diabolic. Robiță începe și le hărțuiește în casă. Și nu uitați că Robiță acum 2 săptămâni a avertizat-o pe Roberta. Vrei să-ți arăt că mă pun pe capul tău? Păi s-a văzut. Te-ai ținut de cuvânt, măi Cheliosule, măi Bulibașe de Dăbuleni. Cu ajutorul Virginicăi. Ce observăm? Observăm un lucru. Că ăștia doi s-au certat doar pentru emisiune. Robiță și Virginica. Se înțeleg din priviri. Robiță are grijă de fetele altor bărbați, dar de-a lui nu. De ce? Că sunt înțeleși. Că oricum nu-l interesează. El e genul ăla, du-te fetiță, fă bani și vino acasă că tot a mea ești. Nu mă interesează că stai cu 20 de bărbați, că vorbești cu 10 femei, prea puțin mă interesează. Tu vii acasă, banul să iasă. Cam ăsta este Robiță. Și ce mă deranjează cel mai tare? Că mulți dintre dumneavoastră n-ați observat răutatea acestui individ. Robiță a reușit pe mine să mă păcălească pentru o perioadă. Dar ulterior am văzut ce-i poate cap. Ăsta e genul de băiat care abordează femeile și le face să-i stea la picioare. Dacă nu-i stă la picioare, omor. Bătaie, hărțuială, amenințări, șantaj. Deci eu așa-l văd. Pe Robiță. Este inadmisibil să terorizezi două fete și să le faci cu cap. Să-și dorească să plece din emisiune numai să nu te vadă. Numai să nu sară șervețelele tale de femei pe el. Și chiar vă rog frumos, cei care vă pricepeți, postați și legați-le perioada lui Robiță cu Aleina și perioada lui Robiță cu Roberta. Să vedeți aceleași priviri, aceeași răutate în voce și aceleași șantajuri emoționale. Și nu este ok. Iar Virginica știe de tot. Și ce face? Tot ei sar că ieri a venit copila și a spus: Roberta, vreau o pauză, nu mai pot. Prefer să plec acasă. Și bineînțeles că sare aia vânătă cu sârme în gură și spune: păi oprește-te și tu. Vine și aia cât casa poporului, vine și aia micu, împuțit, berbeca. Și spune: păi oprește-te și tu de postări. Și a spus: m-am oprit, nu mai fac. Dar vă rog frumos, nici voi să nu mai mă înțepați în vestiar. Și începe aia, mic împuțit, berbeca, iar aduci din spate. Păi voi vreți să aduceți din spate
Să spuneți că ea postează și că vă dă like-uri. De ce v-ați deranjat? Că vă dă like-uri? Că vă doare? Că v-a lovit în soartă? Voi de ce o înțepați la vestiar? Când ea spune înceta și voi, apare balena aia expirată, bătrâna aia de 30 de ani, vrăjitoarea din Albă ca Zăpada, Giulita, și spune, sunt glumițe. Păi cum facem, dragii mei telespectatori? Astea au voie să o înțepe. Dar ea nu. După care, ce spune Berbeca? Păi noi spunem decât ceea ce faci tu. Te imităm pe tine. Nu facem nimic. După își dă seama gogoașa înfuriată plină cu brânză, Giulita, dar ce, nu mai avem voie să glumim noi între noi? Mă fac eu pe mine frustrată. Păi hotărâți-vă mincinoaselor, obraznicelor. Și ce mai aud? Că este și Ștefania. Ștefania, ca să vedeți, dragii mei telespectatori, că merele bune se strică în momentul când dau în coș un măr stricat. Ștefania, de când este cu Giulita, a devenit și ea obraznică. Măi, Ștefania, dacă tu ai tupeu să o înțepi pe Roberta în vestiar, de se poate când vrei, nu, să vorbești, dar vorbești pe rău, mai și vii mincinoasă în emisiune, atunci de ce nu vorbești în emisiune? Atunci să încep să cred că ești falsă și că vrei să pozezi în fata mică și timidă, dar de fapt în spate ești o Giulita 2? Ștefania, dă-ți cu revenea, că te bubui. Cum îți permiți să faci glume la adresa Robertei, dacă ești o fată cu minte? Văzând că pupezele astea, șervețelele astea de femei, care bărbații se șterg pe ele și le aruncă, să glumești cu ele. Ești și tu șervețel? Ștefania, te întreb. Dă-ți cu reveneală că te bubui. Ce mai observăm, dragii mei telespectatori? Că Robiță și cu Virginica au pretenția ca Roberta să fie oprit scandal. Măi, retarzilor! Măi, ăsta, bombardierule! Păi cum să oprească Roberta, să fie oprit Roberta scandalul? Când tu ai venit chitit pe ea, exact cum făceai cu Aleina, te cereai în perioada aia în casa fetelor ca să o terorizezi pe Aleina. Acum, același lucru. Te-ai cerut, vezi, doamne, în casa fetelor la Virginia, dar tu venisei să te iei de Roberta. Ce treabă aveai tu cu Roberta? A, nu ți-a căzut la așternut. Mă, și ce se întâmplă, măi, Robiță? A sesizat ceva Bogdanel. Și tin să-l cred. Că Virginia și cu Giulita au Adidas de la aceeași marcă. Mă, tu ce faci? Cu asta ești în emisiune? Cu Virginica și cu Giulita ești pe afară? De asta se opărește și dă aia nările peste cap și vine să leșine și plânge și să neacă că vrea afară? Ce ai făcut? Ai luat-o și pe Giulita pe afară? Păi tu le vrei pe toate, mă? Măi, ăsta cu arfe de frațitate. Să-ți fie rușine. Și mai ales femeilor, Virginica și Giulita, că acceptați să fie batjocorită o fată și voi să susțineți acel bărbat care își bate joc de toate. Vă scuipă pe toate. Iar Roberta și cu Aleina se pare că n-au acceptat. Și din cauza asta a apărut frustrarea Cheliosului. El a făcut o curvă, panoramă, accesibilă. L-ați văzut pe acest mitocan să regrete vreun moment că a făcut-o pe Roberta panoramă, curvă sau cum o fi făcut-o? Nu. De ce? Că la el e o normalitate. Femeia să fie batjocorită și umilită. Și așa că, dragii mei telespectatori, stați un pic și gândiți-vă.
Oare este corect a doua fată în sezonul ăsta, doamna Mantea? Staful este a doua fată batjocorită de acest robiță. Indiferent ce a făcut Aleina, că se ducea cu 7 bărbați afară, nu era problema lui robiță să o tragă la răspundere. Indiferent ce face Roberta cu fetele, nu este problema lui robiță să o umilească și să o înjosească. O întreabă, nu mai știu cine, pe Giulita, ce v-a făcut Roberta? Păi, dă like-uri, de asta nu o suportăm, ceva de gen. Doar pentru like-uri? Păi și la băieți. Măi, asta, Matahari de Bărcenia. Măi, Giulita a înfuriat, gogoașa înfuriată, plină cu brânză. Observăm că tu vii și spui de Babanca că a pus la story și a rugat susținătorii să-l susțină pe Gagea. Sunt cunoștințe. Dar observăm că nimic nu mișcă. Nu ești tu aia care în momentul când era Catinca și nu mai țin minte de ce concurentă se spunea sau care nu știu ce conturi pe site-uri de-astea de bărbați. Și tu erai, tu erai aia cu Baban, cu Biencuța, care te uitai după poziții, că voi aveați meserie. Și că tu știai pe unde să intri și pe unde să găsești. Și că ai căutat, nu știu, nu mai țin minte pe cineva, ajutați-mă, dragii mei telespectatori. Și că nu este, nu mai țin minte de care fată se vorbea. Mă, fetiță, eu știu că tu ești expertă să ne aducem aminte de poza ta când așteptai să fii stropită. Să ne aducem aminte de filmulețul tău unde de ansai cu sticla de băutură în mână și spuneau bărbații bani la sâni. Tu pe toată lumea e tragi la răspundere, măi, șervețelule de femeie. De ce? Că vrei să-i faci pe plac lui robiță să te mai ia din când în când pe afară? Să-ți mai dea? De unde și până unde atâta tupeu pe tine? Dragii mei telespectatori, stați puțin și gândiți-vă. Să-i ceară bani, să-și pună unghii și să ia tricou. Păi de ce l-ai plătit în natură? Că nu se poate. Ca să cer la un bărbat așa ceva, trebuie să-l plătești tu în natură. Să ai tu pe o stantire. Dacă eu te plătesc în natură, atunci ești obligat să-mi iei și tu mie. Și prinzi ocazia când nu este Virginica în casa băieților și te duci, vezi, Doamne, și-l mai bați așa pe tricou, el te mai ia în brațe. Păi ce faceți, mă, acolo? Ce faceți, robiță, Virginica, Giulita? Ce faceți acolo? Ce e acolo? Casă de toleranță? Și că vă porcăiți voi, e problema voastră. Asta e. Bravo lui, că își bate joc de amândouă. Dar problema e că umilește și hărțuiește o femeie care nu-l place. Și sunt două, Roberta și cu Aleina. Să-ți fie rușine, băi, bulibașă de dăbuleni. Și tu erai în măsură să-i dai explicații lui Sebastian de ce i-ai deranjat iubita. Că el a spus, îi strigă vibe-ul Robertei și nu știu de ce. Tu, dacă erai un bărbat, dar n-avei cum, dacă erai un bărbat, să te duci la Aleina să o tragi tu la răspundere. Și aia sârme în gură să spună, nu mă băga pe mine în oală. Păi tu ești cea mai perversă, mă, femeie. Păi tu ai făcut ca Aleina să coboare jos. Și pormătei, dacă nu este adevărat. Dar ai uitat de filmuleț. Că tu i l-ai trimis. Hai, coboară jos. Tu ești capul răutății. Tu ești peștoaica numărul 1. Virginico. Așa că să-ți fie rușine. Tu trebuia, dacă erai o femeie și știai că ai un mălău, un mârlan lângă tine, să te duci la Sebastian și să-l calmezi tu, nu Roberta, care tremura din toate temeliile că ați sărit toți cahunii pe ea. Și ieri a fost un exemplu pentru toată lumea, chiar dacă nu vreți să recunoașteți. Creața a fost bulversată ieri. Era pe altă planetă.
mai mult ca sigur din cauza hate-ului pe care și l-a luat cu frișca. Și cocoțatul în copaci, că se cățăra pe jandarm. Și n-a mai vrut să vorbească ca să nu se mai facă de râs. Și bineînțeles că au observat toți și au observat și Patrick. Și jandarmul și-au băgat-o în ședință oarecum. De ce nu vrei să vorbești? Ce s-a întâmplat? Și bineînțeles că Patrick i-a spus: ai căzut psihic, vrei să pleci, ceva de gen. Nu mai poți, vrei să pleci? Și s-a agitat aia cu părul înfuriat, cu părul agitat. Nu! Când îi vrea să plec, eu spun! Și bineînțeles că a stat ea și s-a gândit, că oricum are priviri de fată dusă, că cine-i carne de tocat să facă materiale? S-a dus și a băgat-o pe Roberta în ședință. Dar a dat-o așa, cu 7 capete. Prima dată a luat-o pe nerv. De ce faci așa, dacă ți s-a spus? Și Roberta s-a răsit: stați mă, ce-am făcut? A, păi nu, că eu vreau să îți spun că de la tine pornește tot. Ce pornește, femeie? Ce pornește? Că și tu ai fost în situația ei. Și noroc că a fost lumea lângă tine. Și s-a luat de aia care stătea, avea poze să fie stropită. N-am văzut nici pe tine și nici pe aia sârme în gură care se ofilește: domne, nu mai mă băgați pe mine în oală. Și tu la fel. Tu spui: eu nu sunt deranjată dacă dai like, dar să nu mai spui. Nici tu nu știi ce vrei să spui. Te încurcai în fraze. Măi, fetiță, ai probleme grave la căpățână. Cât te dai tu de deșteaptă? Ești tută, 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 tută. Te încurci în prostia ta. Să vă fie rușine pe niciuna din voi astea care vă dați lupi moraliști, Virginica și Creața. V-ați ridicat vreo una în picioare în momentul când s-ar toți pe Roberta să spuneți: stop, opriți-vă. Nu aveți dreptate? Nu așa au stat lucrurile? Voi o atacați? Păi dacă spune Roberta, vorbește cu Virginica, răspunde orchestra. Voi sunteți ceata lui Pițigoi. Dai într-unul țipă nouă. Să vă fie rușine că vă dați femei corecte, demne, cu rațiune și sunteți perverse din cap până în picioare. Și tu, Creațo, și tu, Virginico. Și vreți să pozați în fetele care voi nu vreți să fiți băgate în oală. Păi tu, Virginico, ești peștoica numărul 1. Tu ești capul răutății. Tu susții toate prostile lui Robiță ca să ajungeți în finală. Staful, doamna Mantea, nu mai promovați astfel de persoane. Ăștia n-au ce să caute. Și aia Matahari de Bercenia, s-o angajăm la Dicot, s-o angajăm la 2 și un sfert, că nimeni nu poate să posteze că ea vede. Și în sezonul 2 și în sezonul 3. Măi, Matahari de Bercenia, du-te, fetiță, acasă. Du-te, fetiță, acasă, că faci 40 de ani, mâine pui mâine și n-ai un copil. Și ferească Dumnezeu, nu, rămâi stearpă. Și rămâi singură pe planetă. Nu vă e, mă, un pic de rușine să faceți astfel de fapte? Și să spună la Cheliosu: domne, o astfel de femeie ca Roberta te bagă în pușcărie. Domne, o astfel de femeie îți face probleme. Domne, Robi, tu ești ăla care acuzi omul care a trecut cu geanta prin fața ta. Păi de ce ai trecut cu geanta prin fața mea? Vrei să bag mâna în ea? Tu ești de vină. Ceva de genul te-am văzut. Păi tu te duci și te iei de Roberta, sare și peștoaica ta, și tot Roberta e de vină. Ferească Dumnezeu. Se vede că nu mai aveți cap. Robiță, și se vede că ai acțiuni de frațitate. Scuză-mă pe mine. Dacă ai copilărit, ai avut anturaje de genul, pentru tine femeile sunt o trepe, zdrențe. Să-ți fie rușine. Fac apel către toți băieții. Cosmin, Patrick,
Jandarm, Sebastian, Bogdanel, Gagea. Dacă veți mai fi în anturaj cu omul ăsta, vă sapă pe toți. Din câte am înțeles, săptămâna viitoare îl vedem pe Patrick că sare pe Cosmin. Prin Ștefania. De ce? Că îl întărâtă Bobiță pe Patrick să se ia de Cosmin. Atât de bătuți în cap sunteți, încât nu vă dați seama că Robiță se dă prieten cu toți, dar de fapt nu e cu niciun. Și de fapt vă întărâtă ca să-i faceți lui drum liber. Și pe Virginica o susține tot Robiță, Giulita și Berbeca, ca să o elimine pe Ștefania. Să-i lase cale liberă Virginiei. Alea sunt de acord, săgețile alea, sclavele alea. Ca să stea în casă și să pape moca și să-i mai ia Adidas, Robiță, să-i mai dea bani de unghii, să scrie Robi pe el, să-i mai ia un tricouaș și să aibă frigiderul plin. Dacă sunteți deștepți, primul lucru în care știți că peștele de la cap se împute. Dacă nu tăiați capul peștelui, v-ați ras. Iar tu, creați-o, câte dai de deșteaptă, crede-mă că ești petardă. Deci nu, fetiță, n-ai logică în gândire. Nu ești coerentă în gândire. Lasă exprimare. Că acum o dați cu exprimarea, nici măcar nu v-ați asumat că ați râs de Sebastian că nu știe să vorbească. Și o dați, domne, nu știe să se facă înțeles. Era cu totul altceva înțeles cu exprimare. Așa că să vă fie rușine. Iar Roberta, mi s-a dus ieri la cunoștință în live că ar fi intrat un cont mari care se dădea femeie care te-a crescut pe tine, o femeie care te-a crescut pe tine de mică. Din punctul meu de vedere, a intrat la Dan Andreea. Ia legătura cu toate rudele tale, n-au de ce să intre, că-ți fac ție rău. Ei vrând să-ți facă ție bine. Sau e varianta cealaltă. Toți dușmanii tăi să-ți facă încuietoare. Sebastiane, dă-ți cu reveneală și nu mai vorbiți cu niciun admin. Sebastian, nu te mai plânge la nimeni. Roberta, la fel. Vedeți că toți sunt în spatele vostru și vă urmăresc orice mișcare. Dați-vă cu reveneală și dacă nu mai puteți, lăsați-vă amândoi ecusoanele jos și plecați de mână. Dar nici voi nu jucați murdar. Dacă vă prind că dați informații din casă și că jucați murdar, vă dau cuvântul meu de onoare. Roberta, Sebastian, vă bubui. Fapt că astăzi vă laud, mâine dau cu voi de toți pereții. Ceea ce am văzut la Robiță este panică, panică, panică pentru toată lumea și mai ales pentru emisiunea în sine. Nu e admisibil un bărbat să terorizeze două femei și pe celelalte să le facă șervețele de unică folosință. Le ia, se șterge pe ele, după care le aruncă la gunoi. Iar le ia din gunoi, iar se șterge pe ele, iar le aruncă la gunoi. Să-ți fie rușine, Robiță. Vă rog frumos, dragii mei telespectatori, nu uitați ce v-am rugat, ca să împrospătăm memoria tuturor telespectatorilor și, în primul rând, să vadă toată lumea cine este Robiță. Căutați perioada când
Robiță își bătea joc de Aleina, exact cum își bate joc acum de Roberta. Și nu are nicio treabă el cu Roberta. Nu este iubita lui, nu este fosta lui, nu este nimic. Este decât o concurentă care l-a refuzat. Atât. Așa că, vă rog frumos, sprijiniți-mă ca să scoatem în evidență caracterul acestui individ. Vă pup, vă doresc o duminică frumoasă, cea mai rămas din ea, și ne vedem în seara asta 9:30, 10. La revedere!